Locuința unei femei de 70 de ani din Cluj-Napoca a fost afectată de o explozie în cursul dimineții de joi, 18 februarie. Femeia locuia la parterul blocului, iar apartamentul ei a fost afectat de deflagrația produsă. Geamurile s-au spart, iar pereții locuinței au crăpat, fiind afectate și locuințele vecine. Două autoturisme parcate sub geamurile apartamentului au fost și ele afectate. Femeia care se afla în locuință a fost rănită și are arsuri pe 30% din corp. Aceasta a mai avut forță după producerea exploziei să meargă până la ușa locuinței pe care a deschis-o și acolo s-a prăbușit. Vecinii s-au chinuit să o scoată în stradă de unde au preluat-o cei de la SMURD. Cel mai probabil, explozia a fost declanșată de o scurgere de gaze.